atât în vechiul regulament școlar, dar mai ales cel care urmează să se aprobe, se specifică faptul că la nivel de clasă sau școală nu este admis să se strângă bani de la copii în așa zisul fond al clasei. Toate problemele legate de cumpărarea de obiecte necesare la clasă sau în școală se rezolvă doar de către comitetul de părinți. Directorii, profesorii și învățătorii nu au voie să ceară bani părinților pentru a se cumpăra ceva într-o clasă și nici să sugereze vreun agent economic de unde să se achiziționeze produsele. Inspectorul General Școlar Argeș, Dumitru Tudosoiu, atrage atenția că dacă nu se respectă regulamentul școlar, atât directorul cât și profesorul care pretinde bani de la elevi sau obligă părinții să dea bani pentru a achiziționa diverse obiecte, vor fi sancționați. Este cea mai nenorocită practică, am vorbit-o și cu directorii astăzi, care mai poate exista pe buzele cuiva din sau din afara sistemului. Le-am explicat că asociația aia de părinți care trebuie să funcționeze firesc poate să facă sau să rezolve toate problemele complementare. Nu e interzis nicăieri în lume, dar fă-le legal și cum trebuie. Nu te duci tu, învățător sau diriginte, să întâlnești părinții în ședință și direct sau indirect, mai dezavuat, mai pe ocolite, să le spui că vrei să schimbi și jaluzelele, să mai cumperi și o tablă nu știu de care, să mai faci și nu știu ce cheltuieli pe acolo. Deci fiecare om în clasa lui trebuie să înțeleagă ce are de făcut și ce este voie să facă. Nici un pic mai departe. Dacă nu ai voie tu mâna ca diriginte, ca profesor, să pui mâna pe banii părinților în ideea de a achiziționa ceva, adică, cum să spun, ideile sunt bune, înțeleg dorința de a avea o clasă cea mai frumoasă, de a face. Modalitatea în care se realizează este total greșită. Nu trebuie să deschizi gura acolo. Se duce directorul în asociația de părinți și le spune următorul lucru. Din punctul de vedere este simplu, elegant și nu fortuit. Aveți posibilitatea în cadrul asociației de părinți să cotizați ca părinții în asociația voastră a părinților, să aveți posibilitatea să aduceți sponsorizări, că sunt și părinți care au posibilitate să sponsorizeze, ca în toate școlile. Aveți posibilitatea legală pe acea fișă de la finanțe 2% să se îndrepte către asociația de părinți, către școală. Avem posibilitatea să aducem donații sau sponsorizări în obiecte, da? Fiecare cum crede. Nu aveți obligația să faceți asta. Puteți, dar nu vă obligă nimeni. Dacă noi, și atunci ce o să zică asociația de părinți? Păi domnul director, domnule, spuneți-ne și noastră cam de ce este nevoie pe aici. Că poate noastră aveți în planul managerial să refaceți grupurile sanitare. Nu știu, că s-a cojit vopseaua sau că vreți încă 3 table multifuncționale din astea interactive pentru alte 3 săli de clasă unde nu aveți. Poate noi părinții venim în întâmpinare. Atunci e ok să aibă o discuție. Da, domnule, ar fi ok. Dacă noastră puteți, puteți achiziționa. Cine strânge banii? Cine face achiziția? Asociația de părinți. Se face contractul de predare către școală, intră în inventarul școlii și atunci școala este beneficiară. Nu tu, diriginte, te duci să le spui părinților, hai să punem fiecare câte o sumă de bani ca să cumpărăm o tablă. Este ilegal și imoral. Nu așa se face. Și problema auxiliarelor școlare a fost discutată la nivel de inspectorat și s-a atras atenția directorilor de școli că toate aceste auxiliare nu trebuie să devină o obișnuință la toate clasele. Manualele sunt suficiente pentru cunoștințele pe care trebuie să le aibă un elev. La manualele auxiliare se recurge doar atunci când sunt elevi care vor să facă performanțe.